Una dintre cele mai valoroase handbaliste ale țării noastre își deschide sufletul în fața fanilor săi. Narcisa Lecușanu lansează Povestea vieții mele, autobiografia sportivei, care a fost de 4 ori campioană a României și medaliată cu argint la campionatul mondial de la Sankt Petersburg. Narcisa povestește în această carte multe dintre episoadele care i-au marcat viața și cariera, cunoscute până acum doar de oamenii extrem de apropiați. Și suntem norocoși să aflăm și noi în premieră câteva dintre aceste episoade. Narcisa Lecușanu este invitata mea astăzi. Bună dimineața și bine ai venit! Bună dimineața! Și bine v-am găsit și vă mulțumesc mult pentru invitație. Cu tot dragul, este un cadou foarte frumos de sărbători pentru cei care te admiră de atât de mulți ani și care probabil că ar fi vrut să afle mai multe despre ce înseamnă cariera unei adevărate sportive. De când ai început să scrii la această carte? A durat ceva timp, vreau să spun că aproximativ 2 ani. În prima fază am refuzat efectiv să mă pun viața pur și simplu în paginile unei cărți, însă am fost îndemnată de scriitoarea Mariana Gorcica, unul din oamenii care cunoaște handbalul. Ea a fost, ca a ieșit la pensie, profesoară de română și italiană la un liceu din Sighișoara, acolo unde Federația Română de Handbal are un centru de excelență și cumva foarte apropiată handbalului, s-a gândit că este oportun și foarte important pentru sportivii din România să apară și o autobiografie a unui sportiv român. Din câte am înțeles eu de la ea și de la alți oameni de carte, nu există o autobiografie a unui sportiv român și cumva ar inspira mai mult fiind autentic românesc. Mi se pare foarte important pentru că, de exemplu, autobiografia lui Andrei Agassi a făcut furor. Sunt deja, cred că, 10 ani de când a fost lansată și în continuare este în topul vânzărilor și știu că voi aveți atât de multe de povesti și e păcat să nu știm. Ai avut o reținere să povestești anumite momente din cariera ta și, de asemenea, chiar sunt curioasă, care a fost cel mai greu moment pe care ți-a fost interesant moment pe care ți-a fost greu să-l povestești? Da, sigur, nu e ușor să-ți pui viața într-o carte, în cuvinte, în primul rând. Însă, cumva, povestea a curs normal. Mariana chiar m-a rugat să mă gândesc cumva la copilărie și inițial am crezut că va fi o carte între un jurnalist, pentru că este și jurnalist, și mine, și cu întrebări și răspunsuri. Mi-a zis să mă gândesc cumva la copilărie, Crăciunul în copilărie și așa mai departe și am început să scriu, efectiv. Și după ce am trimis prima parte, așa cum am convenit, mi-a zis că sunt un fel de creangă, da, fiind de foarte aproape din Bacău, da, de lângă creangă, zice nu, e mai bine să creăm un cuprins și atunci tu să mergi mai departe, să curgă firul vieții. Așa am făcut, sigur, momente grele, sunt mai multe, dar, cum să zic, Dumnezeu m-a ajutat și am trecut peste ele. Partea cu accidentările, nu e ușor să o povestești. Cum o povestești? Pentru că, până la urmă, accidentările fac parte din viața sportivului. Și eu, de exemplu, prima accidentare am avut-o la 30 de ani și am rămas fără cartilaj în genunchiul stâng, mă rog, piciorul de bătaie, pentru cei care cunosc handbalul știu ce spun. Și mi-a fost foarte greu să revin. Mi-a trebuit aproape 8 luni de zile, deși am revenit cumva după 3 luni. Dar mi se umfla piciorul, nu avea musculatura bine refăcută, cumva încurajată și de doctori. Și pentru ei a fost o provocare. Am fost cumva prima operație de cartilaj în România, da? Cu niște microfracturi și așa mai departe. Nimeni nu știa nimic. La ligamente, la ruptura de menisc, mai poți întreba colegi și din alte sporturi, mă, cât ai stat, care a fost recuperarea. După menisc, trebuie foarte. Dacă e ceva în premieră și pentru medici, cu siguranță e provocare. Exact. Dar ai retrăit și aceste momente din copilărie, de exemplu, scriindu-le? Pentru că mi-imaginez că au fost lucruri pe care poate le-ai uitat sau nu te-ai gândit la ele o vreme și acum au reînviat în mine. Cumva și scriind și rugându-o pe mama să ne uităm puțin în fotografiile puține care le avem, pentru că la vremea aceea nu era așa de la îndemână să ai să poți să faci fotografii. Da, nu este ușor, mai ales momentul când a trecut trenul peste mine, la 3 ani jumate, da? După care au fost neajunsurile de la pomul de Crăciun, nu? Greu de achiziționat un brad. Când a apărut bradul, mă rog, cadourile cele mai multe erau de la fabrică, nu? Lipsurile care au fost să mă... Dar am crescut mare, nu vreau să mă plâng de astea. Cred că astea ne-au întărit cumva. Din viața noastră și din trecutul nostru. Mai avem foarte puțin timp, te rog, arată-ne cartea și spune-ne unde o pot găsi cei care își doresc. Este deja pe piață? Da, este în online. Mulțumesc în primul rând
editurii Coresi, domnului Vasile Poenaru și doamnei Micaela Poenaru, oamenii care au stat alături de mine, Mariana Negorceca, care m-a ajutat foarte mult să pun cumva și noi în cursivitate. Exact. Și nu în ultimul rând aș vrea să mulțumesc și doamnei profesor Ruxandra Petre, care m-a ajutat foarte mult să corectez textul, pentru că a avut nevoie de o așezare frumoasă în pagină și cred că cititorii vor fi impresionați și vor fi inspirați de cartea asta, pentru că este scrisă cu suflet și cinstită, să zic așa. La final se vor regăsi și câteva evocări a unor oameni cu care eu la un moment dat în viața mea m-am întâlnit și împreună am lucrat. Sunt foarte abia aștept. Idei și cu mare drag ți-o dau și ție, Nadine. Și mulțumesc din tot sufletul, voi citi și chiar sunt foarte curioasă să aflu exact ce poveste ai tu puțin mai devreme. Mulțumesc tare mult, Încă o dată vă mulțumesc și eu pentru invitație și doresc tuturor românilor sărbători cu bine, binecuvântate. Așa să fie, mulțumim mult, vă mulțumesc pentru atenție. Nu uitați că în foarte scurtă vreme vă reîntâlniți cu Ana Zanfir. Noi ne vedem ca de obicei dimineața de la 9. Pe curând!